gânditor la fără frecvență. Sincer, mi-e stă capul nou om al ales. Am făcut revista presei de la ora 5 și am constatat că România a progresat. Înainte de a urca la volan, trebuie să-ți îmbrățișezi familia de ca și cum ai coborî în coridă. Ha, nu! Taurii nu sunt de găsit în trafic, ci foarte mulți boi. Atât ne permitem. Noi ăștia din sud-estul Europei, coride cu eunuci pe copite. Boule, ești un mare bou! Potrivit specialiștilor, o mașină conține de 9 ori mai multe bacterii decât o toaletă publică. Bănuiam asta, mai ales că mulți compatrioți, în momentul în care li s-a distrus hârbul, au constatat cu amărăciune că n-au decât o variantă la îndemână, și anume să se... în el de autoturism. Un rodaj bun e ca o cură la amară. SRI-ul ne anunță că interesul nejustificat al unor persoane pentru studierea de date referitoare la obiective importante din viața socială economică este cel puțin suspect și că implicit am putea avea de-a face cu un terorist. Stop! Să presupunem că ne aflăm la biblioteca Vea Urechea, poate singurul loc din Galați în care n-ar concerta Nicolae Guță. Iar la bibliotecă trebuie să vorbim în șoaptă. Iată că se apropie o bătrânică. Îmi face semne că vrea să-mi spună ceva. Oare ce vrea? Da, mamaie, te rog. Tinere, când a fost construită biblioteca, poți să-mi spui, e patrimoniul orașului sau e particulară? Ia orașului, mamaie, dar care-i baiul? Ai venit la bibliotecă să închiriezi Biblia sau să o citești la sala de lectură și matale mă întreb de când datează Vea Urechea, ce-i asta? Păi nu, mamă, n-am venit să citesc Biblia la bibliotecă. Eu am venit să manifest un interes nejustificat pentru studierea de date referitoare la obiectiv. Vreau să îmbrac biblioteca în dinamită și când o să termin, încărcătura o să fie detonată din nepoțelul meu de 4 anișori. Am venit aici așa că vroiam să aflăm aici așa ce să petrece aici așa, că e prima dată care am venit aici așa, la târgul ăsta aici așa, și totuși e frumos. Autoritățile mioritice intenționează instalarea de camere de supraveghere în toate autobuzele, troleibuzele și tramvaiele din România pentru a-i descuraja chipurile pe hoții de buzunare. Îmi pare rău, dar niște camere de-astea ar fi foarte utile mai întâi la Parlament și Guvern. Ascultați la mine, măi copii. Hoțul de buzunare nu poate fi niciodată mai periculos decât hoțul din privatizare. Iar politicianul procedează a idomașuțului. Când urcă la prima stație electorală, se uită stânga-dreapta, exact ca în autobuz, se lipește de cetățean și face varză portofelul. Apoi, după ce se vede cu sacii în car, stârnește diversiunea în mulțime. Zice la îngrămădeală un... Ce te împingi, domnule? Și coboară la următoarea stație. Bă, meseria e meserie. Îl furi și pe tacto de-n groapă. O lași pe măta goală, domnule. Nu există prietenie în hoție. Bă, ori furați, ori lăsați-le dracului în pace să ne face meseria. Gânditor la fără frecvență. O emisiune pe care o duce capul numai la râs. This is a City's Club production. Thank you for your support. Conform licenței 954, interzis minorilor. Această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare.